Salutare, prieteni! Mihai Neamțu, Vocea Libertății, Mișcarea Populară, prinde rădăcini în Timișoara. Azi în Timișoara, mâine în toată țara. Așa cum ați văzut, evenimentele se succed cu repeziciune. Ultima dezbatere prezidențială s-a terminat. Joe Biden pare să aibă tot mai mari probleme când vine vorba de transparență și de mai ales integritate. Vom vorbi și despre aceste lucruri în următoarele minute, pentru că avem o surpriză. Nu înainte însă de a vă spune că aici, la Timișoara, cei mai importanți candidați ai creștini democrației din România sunt prezenți pe o listă, lista Mișcării Populare. Împreună cu toți conservatorii care vor vota Donald Trump și Mike Pence, împreună cu conservatorii care au votat deja, de ce nu? Putem să dăm exemplul lui Boris Johnson, exemplul lui Sebastian Kurz în Austria, exemplul conservatorilor polonezi. E timpul ca și țara noastră să aibă oameni cu o viziune reformistă, cu o viziune pro-europeană, dar în același timp înrădăcinată în solul acesta autohton, în cultura noastră românească. Așa că de aici, din Timișoara, îmi voi face o datorie de conștiință să vă prezint oameni frumoși, oameni minunați. Și când spun că Mișcarea Populară Timiș are cei mai buni candidați, nu exagerez. Un motiv pentru care spun asta este invitatul meu din această după-amiază. Suntem în Piața Operei, într-o superbă zonă și geografie spirituală. Cristi Bejan, te salut! Te salut, Mihai! Bine ai venit, Cristi, alături de noi. Mișcarea Populară ți-a deschis porțile. Ești un om cu o poveste minunată. Cred că ne poți spune câte ceva despre formarea ta înainte de toate, despre rădăcinile tale în atmosfera anticomunistă care caracterizează atât orașul cât și cultura propriei tale familii, și apoi vom vorbi despre reforma aceasta administrației despre care vorbeam. Mulțumesc frumos, mulțumesc pentru prezentare. Dragi ascultători, numele meu este Cristi Bejan, am 39 de ani, sunt căsătorit și am 2 copii. Ceea ce înseamnă că m-am născut în ultima decadă a regimului comunist și a fost suficient ca să am imprimat în memorie modul abject în care se întâmplau lucrurile și simplitatea și pauperitatea existenței noastre de atunci. Eu sunt cel mai mic în familia mea de 4 frați și știu că responsabilitatea celui mai mic era să meargă la pâine, și dacă acum este pur și simplu un drum până la un supermarket, atunci uneori însemna să te duci să stai la coadă la fabrica de pâine până când iese ultimul cuptor. Te-aș contrazice aici, țin minte că cel puțin iarna, mai ales în preajma sărbătorilor, stăteam uneori și jumătate de zi. Și foarte multă lume trebuie să-și amintească lucrul acesta, pentru că cu cât ne îndepărtăm de comunism, cu atâta parcă aceste amintiri teribile se estompează din memoria colectivă. Deci ai trăit perioada cumplită a ceaușismului dinastic, în care stăteai câte jumătate de zi pentru 2 pâini, ai trăit și revoluția și ai avut șansa unei formări. Cine te-a marcat din punctul de vedere al conștiinței, al mentalității, al gândirii tale? Cine te-a marcat? Sunt câteva persoane care m-au marcat foarte mult și aș menționa aici, în primul rând, câțiva profesori minunați, câțiva profesori care mi-au schimbat destinul, care mi-au influențat destinul. Aș menționa aici familia din care provin și valorile care s-au transmis din generație în generație, și aș menționa aici niște oameni care au făcut istorie în perioada antebelică. Aș menționa pe marele lider spiritual preot Iosif Trifa și fratele Traian Dorz, unul dintre poeții creștini mai puțin cunoscuți publicului larg, dar foarte cunoscut și în România și peste hotare pentru munca lui, pentru opera lui și pentru calitatea ființei lui umane. Aș vrea să nu vorbesc foarte mult din zona aceasta, aș vrea totuși să mă prezint ca simplu om, ca ceea ce fac eu. După partea de... practic am prins revoluția la 9 ani, după aceea am crescut, am terminat un liceu de elită, top 5 în România, după care am mers la Cluj-Napoca, la Babeș-Bolyai, unde am absolvit informatică economică și niște studii masterale în engleză pe managementul conflictelor la științe politice. După facultate am fost recrutat în sistemul bancar, într-un program de management training, iar după aceea majoritatea activității mele profesionale a fost în zona bancară, pe zona de relationship management, pe zona de analiză financiară, pe project management. Scuze-mă că te întrerup, dar tu știi că sunt obsedat de carte, de bibliotecă, și la câțiva pași de noi, dragi prieteni, vreau să vă arăt în spatele acestei superbe statui, cred că e dedicată Sfintei Treimi, o să verific, avem acolo una dintre cele mai vechi biblioteci din Imperiul Austro-Ungar, de altfel este prima din Timișoara, este 1815, din câte m-am cam așa informat. Ce rol a avut biblioteca în formarea ta intelectuală? Pentru că, sincer, îți spun ceva.
Pe lângă acest jargon profesional pe care cu toții îl putem stăpâni la un moment dat, pe lângă tehnocrații care ne înconjoară și care vor să iau mie de decizii în locul nostru, al oamenilor liberi, aș vrea să văd că cel care dorește să reprezinte națiunea română într-un parlament, iar tu ești încă o dată locul 3 la Camera Deputaților, deci vei reprezenta, oricum va fi un scor istoric, deci n-avem cum, deci cu succesul nu te pui, trebuie să ajungem să promovăm și pe Cristi deci Bejan No. Smerenia înseamnă să știi că darurile tale vin de la Dumnezeu. Așa este. Adevărul este că Mișcarea Populară Timiș va produce cel mai spectaculos rezultat într-un termen foarte scurt. Te întrebam, ca reprezentant al națiunii române, ce cărți te-au format pe tine în tinerețe? Aș spune ceva despre familia mea, cu cărțile care m-au format. De ce? Pentru că aș vrea să fac o mică paranteză. Familia mea a fost o familie simplă și muncitoare și totdeauna am spus că ne-au dat cel puțin două cadouri. Un cadou a fost o bibliotecă semnificativă, o bibliotecă frumoasă, în care am putut să citim din literatură greacă până în literatură românească, din ediții în engleză până în ediții în alte limbi străine și în română, bineînțeles, de la Arghezi, de la Eminescu până la Camus, până la filozofie orientală. Și slavici, cred că și a fost. Și slavici, cel care este din zona aceasta a Banatului, bineînțeles. Dar de ce am făcut lucrul acesta? Pentru că în perioada respectivă și după 90, hai să fim serioși, rezistența noastră a fost o rezistență prin cultură. Și poate că multă lume nu înțelege lucrul acesta. De ce faci referire la rezistența prin cultură? Aș vrea să aduc aminte un moment pe care Mihai îl știe și cred că este important să-l cunoaștem, pentru că a avut un impact asupra deciziei mele de astăzi. În 1949, în luna octombrie, acum am dat seama că suntem tot la final de luna octombrie. Mama mea avea o lună de zile și povestea vine de la bunica mea. La un moment dat a fost cineva și a venit la ei la poartă și i-a strigat și i-a spus: tatăl tău, adică străbunicul meu, va merge astăzi la închisoare, așa că ai face bine să te duci să-l vezi. Și a fost un moment emoționant. De ce? Pentru că bunicul meu fusese un om gospodar din sat, care fusese ales primar în 1945. Și în 1948-49, în octombrie, puterea comunistă, pentru că nu a acceptat să se compromită și să devină omul comuniștilor, a decis să-l aresteze în mod abuziv și să-l condamne la închisoare. Și-au urmat 7 ani de temniță grea. Acum, nu vreau să fac referire la oamenii politici care poate astăzi sunt după gratii, nu le doresc rău nimănui, nici măcar dușmanilor mei. Însă ce însemna atunci temniță grea? Însemna 7 ani într-o celulă fără pat, cu apă până la glezne, iarna și vara. Străbunicul meu, am avut onoarea să cunosc unul dintre sărbicinii care au trăit la 99 de ani, era mai înalt decât mine, erau niște oameni zdraveni. România a fost făcută niște oameni frumoși și verticali și cu valori. Omul acela, după 7 ani de stat în apă, iarnă, vară, fără loc în care să se așeze, s-a întors un om măcinat de suferință, dar demn, pentru că nu și-a trădat idealurile. Și vedeți, a fi demn și a nu străda idealurile ne-a caracterizat după aceea ca generație, pentru că situația lui și situația majorității românilor în perioada comunistă a fost să se retragă într-un refugiu, că a fost refugiu prin cultură, că am ajuns să cunoaștem mai bine bibliotecile decât oricum n-aveai magazine în afară de, nu știu, Școlarul, Libertatea și încă vreo două comuniste și unul de pantofi în centru eventual. Ne-am retras în cultură, ne-am dus în zona aceasta și am supraviețuit. Iar Timișoara este un spațiu al culturii, doamnelor și domnilor, recunoaștem acest lucru. Herta Müller, laureata Premiului Nobel, care a scris despre perioada comunistă, într-o cheie specifică, dacă vrei un pic mai nemțească, Herta Müller este și ea o voce a Timișoarei. De altfel mă mândresc cu faptul că mama mea a fost colegă cu Herta Müller la Facultatea de Litere aici în Timișoara. Au fost oameni care s-au refugiat în studiul clasicilor. Au fost oameni care au rezistat inclusiv prin îmbrățișarea limbilor latină sau greacă, dar despre asta altă dată, dragi prieteni, am promis o discuție cu un om care înțelege finanțele, care înțelege sistemul bancar, care a parcurs toate importantele trepte în această devenire a unui profesionist al lumii băncilor, pentru că până la urmă România are nevoie de profesioniști, iar Mișcarea Populară este un partid care pune accentul pe două lucruri, integritate și profesionalism, plus o cupolă de valori creștin-democrate. Ce crezi tu că reprezintă o prioritate absolută? Pentru ce te vei bate în Parlament ca viața românului să fie cu adevărat mai ușoară? Sunt cel puțin câteva priorități. Mulțumesc pentru întrebare, pentru că este esențială. Sunt cel puțin câteva priorități pe care aș vrea să le vizez și aș vrea să vă povestesc din experiența mea, sperând că vă veți regăsi în experiența aceasta.
În 2018, guvernul de tristă amintire, Dăncilă, știți că toată lumea tremura cât era Dăncilă în direct, pentru că nu știam câte gafe o să facă. Vreau să vă spun că în 2018, codul fiscal a avut cel puțin 120 de modificări. Într-un singur an, mai puțin de una, din 15 ianuarie până în 29 octombrie, peste 120 de modificări. Ceea ce înseamnă mai mult de o modificare la 3 zile. Mai mult de două modificări pe săptămână. Acum, orice om inteligent, orice om, oricât de bine intenționat ar fi din autoritățile publice, centrale, locale, din ANAF, din orice instituție, nu mai vorbesc de consultanți fiscali și departe, au fost răvășiți. Sincer, am luat decizia de a mă alătura Mișcării Populare și de a mă alătura Direcției Creștin-Democrate din Mișcarea Populară, pentru că nu am dorit să fac pasul spre politică inițial. Pentru că am considerat că totdeauna dacă tu ești ok și corect la locul tău și ai bun simț, cel de lângă tine va avea bun simț. Dar nu se întâmplă lucrul acesta și atunci mi-am dat seama că este important ca oameni care au bun simț, oameni care nu sunt obișnuiți camerilor, care nu sunt obișnuiți live-urilor, care n-au toate răspunsurile date, uite așa, politicianist. Oamenii ăștia trebuie să facă un pas în față și să spună până aici. Și de aici putem să facem mai mult. Apelul meu este către decență. Una, și pentru că m-ai întrebat de priorități, una din priorități este a crește profesionalismul și predictibilitatea în tot ce înseamnă măsură fiscală și măsură cu impact economic. Al doilea lucru, și cred că este foarte important, este să simplificăm relația dintre autoritățile publice și contribuabil, fie el persoană fizică sau persoană juridică, pentru că am avut ocazia, am o firmă acum de consultanță în afaceri și am avut ocazia să mă confrunt ca și contribuabil persoană fizică, ca și contribuabil persoană juridică, cu tot ce înseamnă administrație publică. Și cumva îi înțeleg pe cei care sunt competenți și sunt oameni de bine din structurile publice, dar care au un astfel de conducător, o astfel de guvernare care le schimbă în fiecare zi măsurile. Dar în același timp am întâlnit și situații în care a fost vorba de bunăvoință. Și una din măsuri, nu o să vreau să facem din live-ul ăsta o prezentare a tuturor proiectelor la care mă gândesc, dar una din măsuri este simplificarea relației între contribuabil și administrația publică. În ce sens? În sensul în care ai o nevoie să duci la un ghișeu cu un document și o semnătură. De fiecare dată ne-am dus la să rezolvăm o problemă și ne-am dus la ghișeul 7 și de acolo am stat la o coadă și am vorbit cu doamna de acolo și ne-a trimis la ghișeul 12 și la ghișeul 12 ne-a trimis la ghișeul 8 și de la ghișeul 8 ne-a dus la ghișeul 14 și tot așa și la un moment spunea că cel din spate, precedentul, nu a știut cum trebuie și că celălalt coleg nu a lucrat cum trebuie și acum dați-mi voie să, poate că v-ați confrunta cu situația asta. Cred eu că nu sunt singurul din România care se confruntă cu astfel de situații în fiecare zi. Dați-mi voie să vă întreb, cine ar trebui să știe mai bine? Funcționarul de acolo sau contribuabil? Contribuabilul nu, asta e jobul lui. Funcționarul trebuie să simplifice la maxim. Și una din măsurile care trebuie luate și cred că se poate lua, este să simplificăm procedurile administrative, astfel încât orice cetățean care se prezintă la o autoritate publică să vină la un singur ghișeu, să completeze un singur document și să pună o semnătură pe el. Și cel mult o ștampilă. Apropo, doamnelor și domnilor, câtă vreme am stat în Anglia, câtă vreme eram la Londra și luam tot soiul de documente. Bună ziua, vă salut, vă așteptăm, da? 6 decembrie, Mișcarea Populară prinde rădăcini. Conservatori, uite, aveți o familie frumoasă. Hai, arătați-vă, dacă vreți, frumusețea familiei noastre. Mulțumesc mult, succes, succes. Oameni frumoși care ne salută, ce să fac? Am spus că nu te pui cu succesul și tu ai zis că trebuie să fii usmerit. Păi na, zici și tu. Uite, oamenii aia țin la noi. Da, Timișoara este un oraș frumos, este un oraș al oamenilor frumoși, este un oraș al oamenilor întreprinzători. Apropo, Timișoara este cel mai mare județ și vreau să vă spun ca și număr de Timiș. Mulțumesc frumos. Nu sunt politician și o să fac greșeli. Da, dar liniștit, că nici cred că fiecare dintre cei care sunt aici și care ne urmăresc vor simți sinceritatea din ceea ce spun. Cristi, ziceam așa, apropo că am fost întrerupt de cetățenii care vor să ne voteze. Și pe tine, bineînțeles, în mod special. Ascultă-mă, eram în Anglia, niciodată n-am văzut pe un act al universității mele, Universitatea din Londra, o ștampilă. Foarte rar când cereau cei de la București sau cei de la minister sau de la Babeș-Bolyai o ștampilă, era suficientă o semnătură a rectorului, era suficientă o semnătură a decanului. Atât de mare este încrederea în instituții și în onestitate. Vreau să mai spun încă un lucru, un principiu conservator, că lumea zice, ok, ce legătură are conservatorismul fiscal sau conservatorismul cu viziunea lui Cristi Bejan? Răspunsul, dragi prieteni, este extrem de simplu. Apropo de cele 130 de modificări în doar 6 luni de zile. Domnilor, doamnelor,
tot ceea ce nu este necesar să se schimbe, tot ceea ce nu este necesar să se schimbe, e necesar să nu se schimbe. Încă o dată. Clar. Permanenta modificare, zăpăceala, da? Fiscală, această nebunie a schimbării de modele și de paradigme ne afectează și mai ales predictibilitatea dispare. De aceea propunerile lui mi se par foarte bune. O ultimă observație, Cristi Bejan, toate țările care au avut guverne creștin-democrate, Germania în mod special, Elveția, dar și Italia, dragi prieteni, au cunoscut un boom economic. Au cunoscut și în Coreea de Sud, dar ziceam de țările europene, au cunoscut un boom economic când aceste guverne creștin-democrate au fost la putere. Ne apropiem de finalul acestei transmisii, te-ai descurcat de minune. Știți, Cristi n-a mai făcut politică. Și asta e un lucru important. Este, practic, da, sunt o persoană care nu a făcut niciodată politică, sunt o persoană care vine în fața dumneavoastră într-un live pentru prima dată și cred că vreau să transmit un lucru pentru toți oamenii care ne vizionează acum și ne vor viziona de acum înainte. Este important ca oamenii care vor vine înaintea voastră să fie sinceri. Este important ca oamenii care vin înaintea voastră să fie decenți. Este important ca oamenii care vin înaintea voastră să fi realizat ceva înainte în viața lor profesională. Este important ca oamenii care vin înaintea voastră să aibă valori, să nu fie tranzacționiști. Este important ca oamenii care merg în Parlament, precum Cristi Bejan, să fie într-o comisie de specialitate formată, cum zice cuvântul, de specialiști, nu de ajami, nu de amatori, nu de improvizatori. Și Cristi, dacă știe tot ce înseamnă sistemul de banking, poate să fie oricum într-o comisie pentru oamenii de afaceri. Cristi, eu îți mulțumesc, a fost o foarte mare bucurie să te avem alături în aceste live-uri. Dragi prieteni, urmează transmisiuni speciale săptămâna viitoare, marți. Pe Zoom vom avea un invitat special, ieri l-am avut pe Gabi Purcăruș. Peste iarăși o săptămână vom fi prezenți la Lugoj. Atenție, miercurea viitoare vom fi la Lugoj în cursul după amiezii. Contactați-ne sau scrieți-mi mie direct la adresa mihailneamțu@gmail.com. Lăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon. Dacă doriți să fiți parte din echipa creștin-democrată de voluntari în mediul online, iată, acest, bineînțeles, foarte bun interviu cu Cristi Bejan poate fi distribuit pe grupuri fără probleme. Spread the word around, cum se spune, distribuiți mesajul, pentru că asta au făcut tot timpul neomarxiștii. Și ultima mea precizare, joi, săptămâna viitoare, de la ora 20, avem niște invitați incredibili și vom vorbi despre libertate, vom vorbi despre cenzură, vom vorbi despre marile corporații și despre felul în care noi, cetățeni liberi, am ajuns să nu mai putem spune ceea ce credem despre subiecte delicate sau controversate. De la sexualitate, familie și identitate, până la ceea ce înseamnă, eu știu, chestiuni medicale sau dezbateri privind viitorul inteligenței artificiale. Dragi prieteni ai libertății, aici s-a vărsat sânge nevinovat pentru ca noi să avem dreptul să facem chiar și aceste live-uri. Prețuiți aceste momente. S-ar putea ca peste 2 ani să nu ne mai întâlnim cu această libertate. Așa cum acum un an nimeni n-ar fi crezut că vom fi într-un lockdown, vom fi blocați cu toții, astăzi pot să profețesc că vor veni vremuri grele pentru iubitorii libertății. Așa că dacă sunteți într-un spital și aveți puncte de vedere cu privire la viață, dacă sunteți într-o școală și aveți puncte de vedere cu privire la valori, dacă sunteți un antreprenor care dorește să aibă libertate economică, fiți alături de noi, fiindcă vă reprezentăm, vă susținem. Mișcarea Populară Plin de Rădăcini din Timișoara Creștin-Democrată, vă dorim o zi minunată!